A început iarna calendaristică, dar în zonele montane din județul Hunedoara este deja zăpadă, iar vremea este extrem de schimbătoare. Salvamontiștii, care la începutul acestei săptămâni au recuperat câțiva turiști rătăciți pe culmi și au împiedicat pe alții echipați necorespunzător să se aventureze în expediții, recomandă montaniarzilor multă prudență în această perioadă. Astfel, turiștilor le este recomandat, în primul rând, să fie la zi cu prognoza meteo și să evite trasee de creastă, parcurgerea acestora în condiții de vreme schimbătoare putându-se prelungi foarte mult. Vremea poate fi capricioasă, dar pot să te uiți pe orice site să vezi cum va fi prognoza în următoarele 24 de ore dacă ai de gând să faci un traseu de creastă. Dar cum am spus, în perioada asta nu sunt indicate traseele de creastă, mai ales în perioada asta în care vremea este foarte schimbătoare. Adică imediat se pornește viscolul, ninsoarea și vizibilitatea poate fi redusă la zero, ceea ce face ca drumeția sau traseul să fie unul care se transformă din 4-5 ore în 24 și așa mai departe. Turiștilor le mai este recomandat să fie echipați corespunzător și să anunțe la punctele salvamont traseele pe care doresc să le urmeze, de preferat de parcurs fiind cele marcate. Pentru a preîntâmpina incidente nedorite, există o aplicație telefonică, inclusiv cu buton de panică, apelabilă la numărul 0 Salvamont, pe care turiștii rătăciți o pot folosi cu condiția să fie pe traseele marcate unde există și semnal. Cu ajutorul acestei aplicații, salvamontiștii hunedoreni au intervenit în sprijinul unui număr mare de turiști aflați în dificultate pe munte.